Universitatea de Vest Vasile Goldiș, filiala Zalău, și-a deschis porțile pentru un nou an universitar. La eveniment au fost prezenți reprezentanții ai administrației locale și județene, directori din instituțiile publice deconcentrate, conducerea filialei, profesori și studenți. Să țintească spre un țel foarte înalt al fiecăruia și dacă cumva se va întâmpla ca el să nu existe, Dumnezeu va avea grija ca până atunci să-l creeze pentru a vă răsplăti îndrăzneala. Așadar, vă dorim să aveți parte de un an universitar bun, cu multă putere de muncă, cu performanțe universitare deosebite, cu sănătate și succes tuturor. Să ne bucurăm așadar, suntem tineri. Dar oare cum am putea rămâne mereu tineri? Cred că doar prin credință și prin învățătură. V-aș ura să îmbrăcați diplomele voastre în multă competență, pentru că întotdeauna cei buni vor ajunge departe și vor împlini visele. Mult succes în noul an universitar și să nu uitați, Biblioteca Județeană este atât de aproape de voi întotdeauna. Evenimentul festiv a continuat cu un mini-spectacol realizat de Zalău Goldiș Talent, în colaborare cu ansamblul Columna din Zalău și Liceul Reformat. Doi dintre studenții universității au prezentat publicului momente umoristice și un dans tradițional țigănesc, iar dansatorii de la Columna au făcut senzație. Aurica Grec spune că pe viitor acțiunile de acest gen vor fi dezvoltate și uzitate în cadrul universității.